Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim cu domnul profesor dr. Valeriu Șușnea. Domnule Șușnea, mai avem câteva zile până când se va da startul marelui eveniment, Bienala Ion Andreescu. Înțeleg că sunt multe lucrări depuse deja și încă există o perioadă, mai există câteva zile în care se mai pot depune. Da, într-adevăr, este un efort foarte mare pe care filiala Uniunii Artiștilor Plastici îl face, din Buzău, bineînțeles. Acest eveniment, care se numește Bienala Artelor Ion Andreescu, reunește pe simezele Buzăului lucrări de artă, de pictură, de sculptură, de grafică și arte decorative din toată țara. Deci m-au sunat foarte, foarte mulți colegi de-ai mei, artiști din toată țara, să trimită lucrări aici. Până acum s-au adus, cred că, în jur de 150 de lucrări. Noi mai avem câteva centre unde se strâng lucrările și unde eu o să merg cu mașină mai mare, să, inclusiv la București, unde s-au strâns dintr-o parte a țării și din București lucrări. Lucrări de grafică, spuneam, de pictură, de sculptură și de arte decorative. Pentru Buzău, cred că este, pentru orașul Buzău, pentru că nu este implicată numai filiala, noi avem ajutorul primăriei și cu această ocazie aș dori să fac un apel către către alte instituții, către oameni care conduc, aici diverse societăți comerciale care pot fi alături de noi în acest demers pe care îl facem. Este un demers internațional, pentru că și-au anunțat prezența și foști artiști români care sunt acum cu rezidență în străinătate sau chiar artiști străini care au auzit de Bienala Ion Andreescu. Iată, este a noua ediție, această expoziție bienală din 2 în 2 ani și efortul pe care îl facem noi va fi un efort financiar foarte consistent, dar în egală măsură vom încerca să facem din Buzău un pol al artelor plastice în luna octombrie. La sfârșitul lunii octombrie expoziția se va deschide, se va vernisa undeva după 15, între 15 și 20 octombrie. Deci asta este etapa în care noi am primit toată luna septembrie lucrări din toată țara. Hai să zicem că până la pe 15 încercăm să le așezăm pe simeză în așa fel încât să le facem loc tuturor, chiar dacă, așa cum foarte bine știți, nu avem un spațiu foarte, foarte mare pentru acest gen de expoziție. Gândiți-vă că acum 2 ani au fost în jur de 400 de lucrări inițial trimise, ele au fost triate apoi, așa, dar vreau să ofer publicului buzoian o expoziție de mare calitate, pentru că, de fapt, finalitatea, chiar dacă această bienală este o bienală concurs cu premii, deci cu premii nu consistente, dar în limita a 5 milioane vechi, deci 500 de lei, este un premiu pe care încercăm să-l dăm celor mai buni dintre expozanți. Așadar, avem prima această etapă să le zicem, etapă de gen concurs, în care juriu va alege un număr de lucrări care vor fi nominalizate, iar din aceste lucrări nominalizate, cea mai bună va primi un premiu. Deci premiu pentru pictură, premiu pentru grafică, pentru arte decorative și pentru sculptură. Apoi vom încerca să dăm câteva premii, premiu pentru tineret și așa mai departe. Premiu primarului, premiu, dacă se poate, nu știu, deocamdată nu avem niciun răspuns, de la Consiliul Județean și celelalte instituții culturale pe care le așteptăm să vină cu un premiu, așa cum spuneam, și poate și alte societăți comerciale care vor sta alături de noi. Înțeleg că până acum doar sprijinul primăriei îl aveți. Deocamdată, da. Cea mai mare parte a finanțării vine de la primărie, pentru că este un eveniment care implică, în primul rând, municipiul Buzău și cred eu că este foarte importantă această
acest program, acest proiect pe care l-am făcut, care s-a aprobat, este un proiect cultural și iată avem acest lucru. Expoziția se va fi în sfârșit o lună de zile pe Simeze. Vom avea oaspeți din toată țara. Eu cred că o să avem peste 100 de oaspeți de peste tot. Toți vor să vină la vernisaj. Va fi un efort pentru noi, un efort organizatoric foarte mare. Ne-am pregătit pentru asta, am făcut curățenie, cum se spune, în galeria de artă. Mai avem încă niște probleme cu acoperișul, o să încercăm să vedem să reparăm și acoperișul cât se poate, pentru că e o clădire foarte veche care are mari probleme de infiltrație și încercăm să ne cârpim așa cum se poate. Deci de la jumătatea lui octombrie, buzoienii care vor dori să vină să vadă lucrările respective vor fi obligați să plătească un bilet sau va fi intrare liberă? În niciun caz va fi intrare liberă, așa cum filiala Uniunii Artiștilor Plastici și în primul rând galeriile de artă sunt cele care de ani de zile sau dintotdeauna nu au perceput niciun fel de bilet de intrare la aceste expoziții. Deci, de asemenea, este foarte căutată această bienală și pentru faptul că am reușit până acum să nu percepem niciun fel de taxă de participare. De aceea este foarte, foarte căutată sau și de aceea este foarte căutată și în egală măsură pentru nivelul lucrărilor, creațiilor artistice din toate genurile, din cele de care am amintit. Eu cred că vom face din această manifestare de prestigiu mai mult decât expoziția în sine. Eu aș dori, dacă timpul o permite și dacă vom avea mijloacele logistice, să mergem chiar până să facem o excursie până în tabăra de sculptură Măgura cu doritorii, cei care vor veni la vernisaj, sau în mod obligatoriu un pelerinaj la rugăciunea lui Brâncuș, cea pe care am așezat-o curând, după câte știți, în cimitirul Dumbrava și ar fi un lucru extraordinar ca toți oamenii de artă, pentru că vor veni critici de artă, vor veni președinți de filială din mai multe județe, vor veni artiști plastici expozanți, cu siguranță vor fi premianții, cei care vor fi laureații acestui concurs și pictorii invitați. În egală măsură sper să contez și pe conducerea Uniunii Artiștilor Plastici din București, care întotdeauna a fost alături de noi și care s-a anunțat și ea cu un premiu consistent sau mai multe, o să vedem cum vom face. Și pentru că toată lumea vă cunoaște și în calitate de pictor, sau poate în primul rând în această calitate, veți avea lucrări noi expuse și dumneavoastră? Încerc, sigur că da. O să aduc și eu o lucrare, nu mai mult, pentru că vă dați seama că mi-aș dori, pe mine m-a tot văzut publicul, aș dori, deși trebuie să particip și eu, fără doar și poate, dar cu siguranță că voi încerca să onorez și această expoziție. Trebuie să spun însă că juriu este foarte important, juriu va lucra aproape o săptămână, cred că voi găzdui aici juriul din București, format din critici de artă, dintr-un critic de artă important, e vorba de Corneliu Antim, și alți câțiva colegi de-ai mei artiști, care probabil că vor face parte din juriu pe secțiuni. Așadar, va fi un efort destul de mare pentru noi, dar mi-aș dori ca totul să fie extrem de transparent, mi-aș dori ca această bienală să se un pic să se finalizeze cu un album de artă, cu un catalog. De fiecare dată am făcut acest lucru și am primit finanțare pentru acest catalog, care de fapt este o dovadă vie a muncii pe care am depus-o. Catalogul respectiv va avea și o secțiune dedicată pictorilor invitați, pentru că eu voi face și niște invitații speciale unor nume consacrate din arta românească.
pe care mi-aș dori să-i aduc aici, nu în calitate de participant la concurs, ci de invitat special. De-abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla atunci. Sper să iasă exact așa cum vă doriți. Sperăm. Însă, mai avem un eveniment în aceste zile în Buzău. O fostă elevă a Liceului de Arte, Margareta Sterian, a decis să se întoarcă în Buzău pentru prima sa expoziție personală. O să vedem un material înainte și vorbim imediat după despre ce se întâmplă la galeriile de artă. Fosta elevă a Liceului de Arte Margareta Sterian, Steluța Dima, nu a uitat orașul în care s-a format ca artist și, după ce a revenit ca profesor de grafică la liceul său, a vernisat prima sa expoziție personală. Galeriile de Arte Ion Andreescu adăpostesc expoziția de grafică și ilustrație de carte Universuri Paralele, semnată de artista buzoiancă Steluța Dima. O expoziție care mănunchează o serie întreagă de lucrări, în special lucrări de grafică, de o factură, să zicem, poetică, în care feminitatea este, hai să-i spunem, atributul comun, delicatețea lucrărilor și modul de abordare a ființei umane, un lucru mai rar la absolvenții de, tinerii absolvenți de institute de învățământ superior, care merg la începutul carierii către abstract. Steluța Dima abordează diferite fațete, diferite angoase umane, care sunt reprezentate în lucrările expuse. Este acest baleiaj între bine și rău, între colorat și alb-negru, elemente care definesc expoziția de față. Personific copacii, plantele, le umanizez, le redau o stare de starea mea interioară și starea respectivului care vine să admire sau să comenteze sau să critique tabloul respectiv. O altă preocupare a artistei este și ilustrația de carte prezentată și ea în expoziție. Expoziția personală Universuri Paralele va sta pe Simeze până la sfârșitul lunii septembrie și este un preambul al marelui eveniment național și internațional Bienala Artiștilor Ion Andreescu. Steluța Dima, înțeleg că această expoziție va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie. Ce ne puteți spune? Este o fostă elevă a Liceului de Arte. Da, eu sunt foarte bucuros pentru că la începutul mandatului meu de președinte a filialei Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici am pus accentul pe încurajarea acestor absolvenți, foști elevi ai Liceului de Artă, care au făcut însă cursuri de învățământ superior de artă. Este cazul și de față pe care l-ați prezentat, l-am prezentat aici în emisiune. Steluța Dima a absolvit Liceul de Artă, apoi a fost la Iași și a făcut acolo Institutul de Învățământ Superior în secția grafică, este vorba de Facultatea George Enescu. Apoi a venit aici la Buzău și și-a depus dosarul pentru intrarea în Uniunea Artiștilor Plastici. De aceea, mie mi se pare important, pentru că anul acesta am avut cinci noi tineri absolvenți de institute de învățământ superior care au devenit membri stagiari, deci întâi este un membru, este o etapă, membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, în cazul nostru filiala Buzău, și apoi ei vor trece la membri definitivi după 2-3 ani de zile, când activitatea lor se va cuantifica în expoziții, în participări la expoziții internaționale, naționale, se va face iarăși un dosar și ei vor fi primiți ca membrii cu drepturi depline în Uniunea Artiștilor Plastici. De aceea spuneam la începutul mandatului meu, ca și președinte, am încercat să fac din această breaslă, să împrospătez, să aduc tineri în rândurile noastre, tocmai pentru a asigura, știu eu, continuitatea și de a încerca să avem o alternativă sau ceea ce îmi place mie să spun, o unitate în diversitate. Modul de expresie a Steluței Dima, în cazul nostru, expresiei
artistice plastice este acela al mijloacelor grafice. De aceea, cu precădere mijloacele grafice. Și atunci, urmare a cele spuse de mine, am selecționat-o pe Steluța Dima anul acesta într-un proiect, alt proiect pe care l-am făcut, se numește Măgura Art, un proiect care a ajuns la ediția a treia și s-a derulat în luna august la Complexul Măgura. Așadar, iată-o pe ea, ați văzut-o lucrând acolo în tabără. De fapt, este un simpozion de documentare și creație. Din păcate, așa cum am spus, în lipsa fondurilor, n-am stat acolo decât 5 zile. Am reușit să facem câteva lucrări foarte interesante, o să le vedeți, pentru că ele vor face obiectul unei expoziții din programul expozițional de anul viitor a filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Buzău, la Galerie de Artă Ion Andreescu. Așadar, o activitate care o onorează, o onorează în egală măsură și datorită faptului că ea a venit nu numai în calitate de membru a Uniunii Artiștilor Plastici, ci și de dascăl la Liceul de Artă Margareta Sterian. Este profesoară acolo de grafică și eu mă bucur că, iată, suntem colegi la un liceu așa de prestigios cum este Liceul de Artă Margareta Sterian, care primește, iată, deschide larg porțile și pentru tineri. Oricum, bănuiesc că sunteți tare mândru atunci când elevii, fuștii elevi vin și vă expun rodul muncii lor, dar și al dumneavoastră ca pedagog. Și aș vrea să vă întreb dacă ați participat la întâlniri de 10 ani, de 15 ani, pentru că, așa cum se întâmplă în cadrul fiecărui liceu, există întâlnirea ale absolvenților. Mai mult decât atât, suntem foarte bucuroși pentru că anul acesta mulți dintre absolvenții secției de arte vizuale, dar și secțiilor de muzică și teatru, au reușit la institutele de învățământ superior, deci cei care au terminat anul trecut. Există așa cum există peste tot, un obicei acela de, iată, ei au venit, acum s-au încheiat acum recent, săptămâna trecută s-au încheiat examenele de admitere la facultățile de profil și vreau să spun că avem foarte, foarte mulți studenți. Cred că odată ar trebui să-i chemați și pe ei în emisiune să vă spună câteva lucruri vis-a-vis de ce au învățat ei la Liceul de Artă și cât de mult i-a, cum să spun, i-a ajutat în ascenderea către învățământul superior de artă. Păi așa vom face bucuroși. Dacă ne veți ajuta, îi invitați dumneavoastră din partea noastră de asemenea și emisiunea viitoare este clar stabilită cu acest subiect. Bine? Eu sunt bucuros, da, sunt bucuros chiar dacă s-a terminat emisiunea, vreau să vă spun că avem studenți la scenografie, ceea ce înseamnă foarte mult, asta înseamnă scenografie de teatru, film, televiziune și la artă monumentală, în ceea ce mă privește. Deci sunt foarte, foarte mândru de copiii mei că au terminat anul trecut. Felicitări dumneavoastră și felicitări tuturor celor de la Liceul de Artă. Întotdeauna motive de mândrie au oferit Buzăului. Pentru această seară ne oprim aici, însă vă invit să rămâneți cu noi. Urmează Oraș Tăreacă și emisiunea sa. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Șușnea. O seară frumoasă și spor la treabă. Doamne ajută! La revedere!